Bun, bustul de la intrare ne întâmpine. Vorbiți-ne un pic, cât de complicat a fost? Sunt aici în calitate de autor al portretului structural al lui Denise Exibu. Lucrarea a fost realizată încă înainte de pandemie și reprezintă o donație a noastră specifică de dosie. A durat aproximativ 2-3 luni ca să-l realizez. Eu mă bucur nespus să mă aflu atât aici și trăiesc cu emoții speciale. Ținând cont că la începutul anului am ridicat o stoiță la Biserica Nativității din Betleem, locul nașterii Domnului Iisus Hristos. Este prima lucrare de acest gen? Din câte știu, da, este prima reprezentare sculpturală a lui Dionisie Exibu și pentru Ovidiu nu este prima lucrare. Eu am realizat mai multe lucrări pentru acest oraș, am organizat și un simpozion de sculptură și astfel completăm, completăm ca să zic așa, pleiada de personalități care se află reprezentate în Ovidiu.